Nu mai trebuie să vă spun asta, știți deja, Gabi Oprea este omul care rezolvă probleme. Acum a trecut și la exerciții. Face exerciții la granița României. Bravo, Găbiță, așa merge treaba. Iar în timp, dacă te ții de ea, poți să-ți iei și doctorat. A, scuze, mă scuzați, domnul Oprea, mai aveți unul. E, vi-l înnoiți, domne, ca pe buletin. Odată la 10 ani mai intră un doctorat. Primele tabere pentru refugiați din România au fost amplasate la granița cu Serbia. În satul Lunga, din județul Timiș, peste noapte au apărut mai multe corturi de campanie. Corturi, multe corturi, foarte bine. Și acum, domnule Oprea, fiți atent. Chiar dacă nu vine niciun refugiat, să nu vă panicați. Că avem ce să facem cu ele, de corturi, zic. Spre exemplu, filmăm ceva cu Suleiman, da. Niște bătălii cu turci, frumos. Sau, mai stați puțin, că vin acum ploile, vor fi atât de bune corturile astea pentru sinistrați, refugiați, sinistrați, tot pe acolo, nu? Domnul Iohannis, chiar câte locuri de sinistrați ne permitem? Am înțeles, doar 1785 de refugiați, dar sinistrați, câți? Nu trebuie să-mi dați un răspuns acum, ideea e, cu restul ce facem? Îi trimitem în Germania, nu? Da, îi aruncăm peste gard la unguri. Nu știm, domne, cum? De unde, domne, au căzut în cer, nu-s de la noi? Hai, lăsați-ne în pace, Este o cazarmă cu acces restricționat. Vă rog frumos să vă deplasați după ce... Teren public aici, nu e terenul de sport. Da, conform motivul ministrului, aici este o cabană militară. Vă rog frumos să vă deplasați. O ce? O cabană militară? Stau militarii la foc de tabără sau cum? Ar fi culmea să-i ținem pe refugiați și la secret. Mai tare! Aș zice să-i facem ofițeri acoperiți, da... Colonei, ca pe domnul Turcescu, mamă! Ce tare ar fi să avem o armată de refugiați! Păi de ce nu? Avem una de jurnaliști, una de politicieni cu doctorate, mai merge una acolo! Nu am părerea bună că ni-i frică. Ni-i frică că vin și vin peste noi. Cine știe, ni distruge lucrurile ce avem pe lângă casă sau vine peste noi în casă, nu știu... Vai, doamnă, liniștiți-vă că e domnul Gabi Oprea acolo. Rezolvă dânsul problema. Până una alta puneți de niște mămăligă, că vin oamenii aia de pe drum, sunt înfometați. Cuțuica mai ușor, da? Că după aia nu mai pleacă.